130 de sportivi din 10 localități s-au reunit în comuna Stăuceni la turneul de lupte libere consacrat memoria antrenorului Zaharie Cotruță. Competiția, aflat la cea de 9-a ediție, a programat meciuri decisive la 8 categorii de greutate. Echipa școlii sportive pentru copii și tineri de localitate, condusă de antrenorul emerit Iacov Chihai, a avut doi mari favoriți, Igor Chichihoi și Toma Vascan, ambii deținători ai medalilor de bronz la campionatele europene. Vreau să mulțumesc Consiliul Local și Administrației Publice Locale în numele primarului Valentin Sâcnic pentru susținerea acordată an de an și pentru reparația capitală a școlii sportive cu profil de lupte libere din Stăuceni. Ne mândrim că avem o generație foarte bună de tineri, de talente. Toma Vascan și-a învins toți adversarii la categoria 70 de kilograme, în timp ce Igor Chichihoi s-a impus la 57 de kilograme.